Salutare tuturor, sunt Vlad și bine v-am găsit la un episod de Minecraft Oral Games. E bine, de asta jucăm pe Alaskan Village și nu mai suport. Bă, deci îmi facem, bă, urăsc serverul ăsta. Bă, de aici, din inimă, mă jur pe tot ce am eu mai scump. Că mă jur, deci mă jur că mă jur, da. Mă jur că urăsc serverul ăsta din toată inima și aș ruga ăluia care e hostul și care se ocupă de server să moară în crunte chinuri. Fiindcă așa merită. Fiindcă e un căcat de om care vrea numai bani și n-are altceva în cap și na, bani e valoare, bani e tot ce vrem. Tot ce vrem, n-avem alte gânduri, n-avem alte idei, pentru că banii ne face pe noi, nu noi le face, cum era, mă? Ha, mă, că stau să mă uit în chesturi degeaba și nu mai îmi vine. Nu noi îi face pe ei. Ok. Da, lucrurile sunt destul de nașpa. Nașpa. Foarte nașpa. Dacă nu vă înstrânge la acest episod peste 25 de like-uri, mă arunc de pe casă. De la etajul 10. Nu, fraților, dar chiar nu mai suport. E foarte greu să scoți episoade de Survival Games. Foarte greu. Bă, și dacă aș avea timp de 3, cred că tot ar fi destul de greu. Și nu mai am nicio motivare, sincer. Fac altceva, filmez story mode. Bă, scot tot jocul cu toate episoadele care o să mai apară până scot 2 episoade de Survival Games de ăsta. E groaznic, groaznic să nu pot chiar să scot ceva din cauza că tryharderi, copii, hackeri, nu știu dacă mă înțelegeți, dar chiar ăsta e adevărul. Puteți să nu mă credeți dacă vreți, dar presupun că n-ați jucat un match sau nici n-aveți cont premium. Dacă nu m-ați crede, fiindcă probabil știți cum e mâncă să găușii. Da. Bănuiesc eu. Ok. E foarte ciudat, foarte greu, foarte frustrant. Ăsta e cuvântul, frustrant. Nu te mai motivează nimic, nici... Bă, sincer... Sunt youtuberi în străinătate și vă spun foarte sincer acum, care strâng câteva, poate chiar 10, peste 10.000 de like-uri la fiecare episod de Survival Games. Bă, frate, nu le pasă. Nu au mai ținut seria asta pentru absolut nimic. Bă, 1.000.000 de like-uri pe video. Bine, poate la 1.000.000 de like-uri mai puneam și un episod acolo. Bă, dar au închis serii și aveau sute de like-uri. Mii de like-uri, chiar și în România, și știți bine asta. Și pun, na. Și chiar milioane, nu milioane, doamne, chiar și zeci de mii de like-uri, frate. Chiar se ajunseseră la zeci de mii de like-uri. Aia doi sunt timp. Eu cu ăsta n-am ce să fac. Noi suntem cârpari. Dracu să ne ia, n-am ce să facem. Așteptăm să murim. Să ne meciu. Asta a fost. Match-ul ăsta, na, totuși o să-l pun. Mănâncă foarte mult timp Survival Games-ul. E un minigame atât de nasol, a ajuns cu hackeri, cu de toate. Și când te gândești, când îi vezi niște copii umflați cu pompa, care nu mai calculator știu, n-au dracu nimic. Oh, în fine, nu mai contează, las mai bine, nu mai spun un episod. Na. Niște copii umflați cu pompa, supraponderali, nu zic că sunt un slăbuți sau ceva gen, dar la vârsta lor. Vă asigur că la vârsta lor și la vârsta multora dintre voi, care vă uitați acum la acest video, nu stăteam la calculator mai mult de 2 ore pe săptămână. Sau la 2 săptămâni chiar. Bine, s-au schimbat generațiile, în fine. La fel zic și generațiile de dinainte. Că ei la vârsta noastră tot nu stăteau și n-ac abia stau acum și au nu știu câți ani. Eu zic că la vârsta voastră nu stăteam, unora dintre voi, fiindcă sunteți cei mai mari care vă uitați la video ăsta, poate. Adică noi, eu vă spun că am 14 ani. Și la vârsta de 11 ani stăteam, frate, băteam mingea, n-aveam nici o treabă cu calculatorul. Și poate și acum. De fapt, n-ar trebui să zic că poate și acum ar trebui să-mi petrec mai puțin timp la calculator, fiindcă îmi petrec deja destul de
de fapt destul, îmi petrec puțin timp la calculator, chiar îmi petrec puțin timp la calculator. Asta este chestia. Eu nu-mi petrec foarte mult timp la calculator. Vă spun clar că sunt zile în care nu deschid calculatorul. Chiar este foarte adevărat, nu deschid calculatorul într-unele zile. Este și din cauza programului foarte, foarte alert, să spun așa, în care am foarte multe teme la școală, teme la meditații, meditații, proiecte, teme, 6, 7, 6, 6, 5 ore într-o singură zi la școală. Plus că învăț după amiază, vin școală obosit, mănânc, mai stau puțin, s-a dus ziua. Hai, te rog, nu mă bate. Așa, că mai am puțin din comentariu. Păi da, dă-te dracu, lasă-mă să termin și eu dracu comentariul ăsta. Că după, deci în deathmatch vă spun, că ați văzut că sunt teameri. O să mă bată, nu vă supărați pe mine că nu o să câștig acest match. Ăsta e prostovan, vai de viața lui. Fiindcă avea și mai bună armura, dar nu mai contează. El e prostul, nu sunt eu. Nu mă supăr că e așa prost. Pac, pac. Mamă, prea multe FNS-uri. Prea, prea multe și prea multă mâncare deja. Ok, le-am și eu aranjate cât de cât. Nu atât de important. Le-am aranjat cât de cât, îmi place să fiu foarte ordonat în inventar acolo. Nu e bănesc nimic ce-mi trebuie. Un rod, ceva. Spectatorii sunt și ei pe aici, începe deathmatch-ul. Da, cam asta am vrut să vă spun. Și da, că mă gândeam la toți copiii ăștia, că mi-au bătaie de la ei, într-un fel. Și e ciudat așa, nu știu, să-ți iei bătaie de la niște copii care, și după îți mai zic și easy, dar nu e faza, că foarte bine, frate, asta e generația, acum tehnologia e cum e, te joci, ești foarte bun, bravo, dar măcar nu juca cu hack, măcar atât. Da, hai tu, bate-mă acum, că na. Nu spune că ai hack, da, bravo. Ok, cam atât a fost și cu acest episod, v-am spus, nu mă chinui, GG, hai că a fost legit, n-a fost hacker. A dat un clean-up, fiindcă eu i-am pus SNS-ul ăla și l-am bătut. Bine, bă, n-a dat practic clean-up. Într-un fel a dat. Practic a dat, teoretic n-a dat, fiindcă el l-a omorât pe ăla, pe care, în care eu îi dădusem, general, rămăsese într-un hit și a dat și el un hit și după a venit pe mine și eu eram low, că a dat și la Sabin mine și cam asta a fost match. În fine, nu mă interesează, v-am spus, am încercat să joc ok, l-am bătut pe acolo, care eu zic că era mai bine echipat decât mine, avea și el Iron Sword, dar parcă ar rămâna puțin mai bună. În fine, nu contează. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de like, comment și subscribe. Ziceți-mi și voi ce părere aveți despre toți acești copii care abia au și 11, 10, 11 ani și joacă cu hack. Și până la urmă ne strică jocul, na, și ne pierdem și timpul. Și pe CSGO e la fel, numai pe Mike. Și de fapt pe toate jocurile e la fel. Cam atât a fost. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mai avem puțin până la 1000 de abonați. Poate chiar am făcut deja când vedeți voi video-ul. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!